Bună ziua, brașoveni! Îl avem pe noi, lângă noi alături, pe domnul Costea, președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Ce reprezintă pentru Camera de Comerț acest eveniment? Acest eveniment reprezintă un moment festiv pentru cei care și-au îndeplinit, să zic, datoria de oameni de afacere în anul trecut. Reprezintă și o aniversare, sunt 170 de ani de la înființarea Camerei de Comerț Brașov și cel mai mult, eu zic, că reprezintă un semnal de încurajare pentru a intra într-o viață normală, lucru care nu s-a întâmplat anul trecut, iar odată cu acest eveniment sper ca întâlnirile live între oamenii de afaceri și Camera de Comerț să se desfășoare pe un trend ascendent, să ne reluăm viața cotidiană pe care am avut-o înainte. Cum simțiți mediul de afaceri brașovean în perioada asta? În perioada asta îl simt mai sănătos, anul trecut l-am simțit un pic bolnăvior, însă spre sfârșitul anului și-a revenit și atunci putem spera că anul acesta să avem din nou creșterile pe care le-am avut anii precedenți, chiar dacă anul trecut a fost un an cu o ușoară scădere, chiar optimist spunem că am fost pe zero. Și un plan așa de viitor, un viitor apropiat, să spunem, ce pregătește Camera de Comerț pentru mediul de afaceri brașovean? Ce pregătim noi? Aș spune că pregătim cel mai mult ceea ce își doresc ei, fondurile nerambursabile și pregătim astfel de proiecte prin planul de redresare și de reziliență, atragerea de fonduri nerambursabile, fonduri europene, fonduri guvernamentale și orice alte facilitate care poate veni în această perioadă, fie că este post-COVID, fie că este în dezvoltarea firmelor. Cred că este cel mai important să ajungem din urmă firmele care s-au restartat mai repede decât noi, astfel încât să nu avem un trend, să zic, șchiopătând la această replecare de la ceea ce a fost. Vă mulțumim tare mult pentru seara aceasta și pentru interviul pe care ne-ați acordat. Mulțumim mult! Și eu vă mulțumesc foarte mult! Bună seara! Bine, iar ne revedem! Suntem la Camera de Comerț și Industrie. Avem lângă mine o domnișoară talentată, frumoasă, deșteaptă și încă alte calități pe care nu vreau să vi le spun în seara asta. Vă lăsăm pe ea să se prezinte. Numele meu este Elena Roșu. Suntem de la EBIM Brașov și suntem partenerii Camerei de Comerț și Industrie. Bună seara! Eu sunt Mihaela Hogaș, sunt patinator de viteză, sunt multiplă campioană națională, sunt medaliată cu aur, argint și bronz la cupele mondiale și sunt născută în Brașov. V-am zis eu că este super talentată? V-am zis, da? De ce te apri în seara asta aici? În seara asta mă aflu datorită Camerei de Comerț. Mi-a făcut o mare, mare surpriză să fiu aici. Ai ceva? Da, am premiul pentru excelență în sport. Aici sunt oameni cu realizări foarte, foarte mari în business și sunt foarte fericită să fiu aici, alături de ei. Mai ales eu sunt fericită pentru că tinerețea te inspiră și îți creează o stare de bine. Adrenalina este foarte importantă. Vreau doar să-ți mulțumesc și vreau să te întreb o ultimă întrebare. De ce iubești Brașovul? Doamne, întrebarea mea preferată. Eu, sincer, mă comport ca un turist în fiecare zi în Brașov. Mă bucur de toate locurile din Brașov și mereu spun că sunt norocoasă că m-am născut aici. Sincer, eu n-aș pleca niciodată și oriunde merg în țară sau în afara țării, spun că Brașovul este cel mai frumos loc din lume. Deci, doamne, domnul m-a emoționat acest copil frumos. Elena Roșu este numele meu, iubim Brașovul, partener Camera de Comerț și Industrie. Vă mulțumim! Bună seara, o avem cu noi pe Andrei Ivașcu, director de marketing al Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Cum a fost evenimentul din seara asta din punct de vedere al marketingului? Bună seara! A fost un eveniment de excepție, chiar ne bucurăm, au fost invitații, ne-am adunat într-un număr foarte mare, uimitor de mare. Ne bucurăm că deși organizarea a fost dificilă în contextul actual, a fost o adevărată provocare, dar am reușit să ne adunăm într-un număr foarte mare și lumea se simte bine. Și noi, acesta este rolul nostru, al Camerei de Comerț, să încurajăm mediul de afaceri, să le dăm un boost pentru a merge mai departe, pe lângă faptul că noi am premiat excelența în acest an, suntem la 15-a ediție, am dorit să-i încurajăm și să-i premiem pentru adaptabilitatea de care au dat dovadă în această perioadă, care a fost dificilă pentru întreg mediul de afaceri. Cât de importantă este imaginea Camerei de Comerț în fața mediului de afaceri?
Noi, ca și Camera de Comerț, suntem promotorul, principalul promotor al mediului de afaceri și este important să-i susținem, să fim alături de ei mereu, de membrii Camerei de Comerț, să atragem cât mai mulți membri ca să le oferim suportul necesar și să le fim mereu aproape, atât în relația cu autoritățile locale și naționale, cât și cu ceilalți actori ai mediului de afaceri, în special să ajutăm networking-ul ca firmele din Brașov să se cunoască și astfel devenim mai puternici și suntem remarcați și la nivel național. Și o ultimă întrebare, de ce iubim Brașovul? Iubim Brașovul pentru că este plin de oameni minunați, pentru că, așa cum am dovedit și în această seară, Brașovul excelează și companiile brașovene și nu numai, și orașul în sine sunt promotori la nivel național pe foarte multe planuri, în multe proiecte. Și vreau să țin să mulțumesc și echipei Camerei de Comerț, care am lucrat practic foarte mult pentru organizarea acestui eveniment. A fost o muncă în echipă și ne bucurăm că toată lumea s-a simțit foarte bine și a fost alături de noi și le urăm mult succes în continuare. Și suntem alături de ei. Îți mulțumim mult pentru acest interviu și mulțumim Camerei de Comerț pentru seara asta frumoasă. Cu drag, cu drag. Și pe data viitoare sperăm să reușim să organizăm și topul național al firmelor, faza județeană din toamnă. Și vă așteptăm cu drag să ne fiți alături. Mulțumim mult! Bună seara și bine v-am găsit la acest eveniment de excepție. Bună seara, bine v-am găsit! Cât de importantă este premierea excelenței în afaceri? Este foarte importantă. Noi ne bucurăm de fiecare dată când primim premii și de fiecare dată susținem orice fel de premiere, pentru că e așa o recunoaștere de care ne bucurăm după foarte mult timp și după foarte multă muncă. Și orice recunoaștere a eforturilor este foarte binevenită. Felicitări pentru premiu. Îl văd în mână. Ce ne puteți spune despre el? Mulțumesc foarte mult. În seara aceasta, acest premiu îl primesc în calitate de vicepreședinte CONAF Brașov și mă bucur foarte mult. Este un proiect pe care l-am demarat împreună cu Camera de Comerț și Industrie Brașov și vorbim despre România turistică. Vorbim despre un proiect pe care l-am dezvoltat și l-am conceput în dorința noastră de a sprijini industria hotelieră și turismul românesc la nivel de țară. După pandemia care tocmai ne-a făcut așa puțin, ne-a dat emoții foarte mari și în care s-au întâmplat foarte multe lucruri mai puțin pozitive. Superb, superb. Ne puteți, practic, împărtăși câteva secrete? Poate așa vom învăța să avem succes mai mult în afaceri? Secretele sunt perseverență, să știi ce vrei și întotdeauna să te concentrezi pe ce este important. Mai degrabă decât urgent, că urgente sunt foarte multe lucruri, însă ce este important face diferența. Așa este. Un gând bun pentru antreprenoriatul din Brașov și nu numai, pentru antreprenoriatul românesc. Din punctul meu de vedere, un gând pentru antreprenoriatul brașovean este să continue să îmbrățișeze experiențele noi și să facă lucruri diferite și să inoveze, cum se întâmplă la nivel de Brașov acum și sper să se întâmple peste tot în țară la fel. Și antreprenorilor românești, multă putere! Da, mulțumesc tare mult. Felicitări încă o dată pentru premiu și o seară frumoasă. Mulțumesc și eu la fel. Bună seara, l-avem lângă noi pe Bogdan Micu, unul din tinerii antreprenori brașoveni, dar totuși cu experiență. Cum ți se par asemenea evenimente pentru un mediu de business? Evenimentele de genul ăsta, sigur, ele sunt beneficie, dar mai mult decât oricând, acum după pandemie, sunt aur pentru noi, pentru că nu ne-am mai întâlnit de mult unii cu alții, antreprenorii, și munca de antreprenoriat, deși nu pare, de multe ori e o muncă singuratică și e o altă energie când vii și vezi că sunt mai mulți oameni ca tine care trag și care încearcă să schimbe ceva acolo unde acționează ei și atunci te încarci cu energie pozitivă și asta e foarte fain. Ce crezi că ne diferențiază pe noi ca și brașoveni, ca și oameni de afaceri brașoveni de restul lumii? Știi cum e, noi avem un pic de umor de la moldoveni, un pic de agerime de la bucureșteni, un pic de așezime de la ardeleni și cred că acest mix de personalități de la fiecare ne face bun în aproape orice colț al țării. E să înțeleg că mixul ăsta o să ne dea un viitor bun după blocajul ăsta. Eu cred că Brașovul a avut și un trecut bun deja, are și un viitor bun și asta o vedem pur și simplu în faptul că e o destinație pentru aproape toată țara, toți vor să vină aici să locuiască, le place să facă afaceri. E un loc în care nu este doar un loc de afaceri, este un loc de trăit frumos.
Știm că investești în multe afaceri, dar pe lângă asta investești în sport. Cât de important este pentru un om de afaceri să intre și în domeniul ăsta? Cred că important e să facă sport, nu neapărat să intre în domeniul sport. Am investit în sport pentru că am făcut-o într-o componentă caritabilă, am construit infrastructură pentru că nu era. Dar cred că dacă antreprenorii fac sport, fiind antreprenori, o să facă ceva și pentru sportul pentru care fac. Îți mulțumim tare mult pentru interviu și îți dorim o seară faină. Și eu, mersi mult de tot. Bună seara, l-avem alături de noi pe domnul Dragoș Anastasiu. Cum se vede din punctul de vedere al unui om cu mare experiență în business un asemenea eveniment? Se vede cu simpatie, pentru că ne era dor de astfel de evenimente pe de-o parte, pe de altă parte venim după o perioadă cumva mai complicată, mai grea și avem nevoie să mai și celebrăm. Suntem aici în Brașov, un oraș în care eu aș trăi oricând cu mare plăcere și într-o locație făcută probabil și dintr-un iz de nebunie, frumoasă de altfel, așa cum suntem mulți în Horeca, facem foarte mult cu sufletul și mai puțin neapărat cu P&L-ul, deci foarte multă simpatie pentru eveniment. Cum vi se pare mediul de afaceri brașovean, în afara acestui eveniment, dar în general așa, ca și mediul de afaceri? Eu cred că tot mediul de afaceri din România e un mediu de afaceri dinamic și simpatic, trecut prin foarte multe incendii. Am spus de foarte multe ori, cei care au rezistat 20 de ani în afacerile românești pot să facă antreprenoriat oriunde în lume și se vor descurca. Și la fel sunt și brașovenii, poate puțin mai norocoși ca alții, pentru că au aproape tot ce le trebuie, de la natură până la infrastructură, oricum mult mai bună decât în alte părți, multe investiții din străinătate, multe investiții germane, iz german, turism. Deci un mediu de afaceri norocos, dar performant și, după cum spuneam, foarte simpatic. Să înțeleg că optimismul ăsta ne face să vedem ca viitorul apropiat, să-l vedem frumos și bun. România are un potențial extraordinar și Brașovul cu atât mai mult. E în mâna noastră să facem ceva din potențialul ăsta, să nu mai rămânem la nivelul de avem potențial. Și eu cred că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani în mediul de afaceri românesc și cu atât mai mult ultimul an în pandemie, este încurajator. S-au întâmplat lucruri senzaționale. Deci și de la mai de sus, așa când te uiți spre jos, și de la firul ierbii, cum suntem astăzi aici, se văd lucrurile. Prima generație de antreprenori flămânzi a trecut, nu mai sunt flămânzi, deja a doua generație este ceva mai capitalizată, mai puțin flămândă și așa mai departe și lucrurile se îndreaptă fără niciun fel de dubiu către ceva mai bun decât au fost în ultimii 30 de ani. Mulțumim foarte mult pentru interviu, o seară bună! Cu mare drag, mersi frumos! Bună seara, Elena Roșu este numele meu, suntem din nou în emisiune, suntem la Gala de Excelență Camera de Comerț și Industrie, unde sărbătorim? 175 de ani de Camera de Comerț și Industrie Brașov. Mulțumim! Avem alături pe doamna Alina Paul, CEO Biosecurity, Adriana Popa, HR Manager Olympus. Aoleu, ce copleșită sunt între aceste doamne frumoase. Așteptam să fie un coleg de-al mestru să ia interviu acestor două doamne, dar se pare că eu sunt acum. Doamne, pentru ce sunteți în seara? În primul rând, am fost invitată de Camera de Comerț să înmânez un premiu special fabricii de lapte Olympus, o fabrică de renume în județul Brașov, dar și în țară, prin produsele pe care le oferă. Și în al doilea rând, în calitate de premiată a companiei pe care o dețin, Biosecurity, cu în top de ceva ani de zile. Pentru mine este o onoare să am asemenea doamne frumoase, deștepte și multe alte calități pe care nu vi le spun acum. Da, suntem onorați să primim premiul, așa cum se vede și aici, de excelență în formare profesională și teoretică. A fost primul nostru proiect
cu implicare partea de training. Ne bucurăm tare mult că a fost un real succes. Cu siguranță vom continua asta pe viitor, pentru că clar cheia succesului nostru reprezintă viitorul angajat, adică tinerii din ziua de astăzi, de care ne bazăm pe ei. Suntem alături de doamne, suntem alături de voi, suntem alături de tot ceea ce înseamnă Iubim Brașovul. Acum ultima întrebare, pentru că suntem la Iubim Brașovul, suntem televiziunea Iubim Brașovul. De ce Iubim Brașovul? Pentru că suntem brașoveni. Pentru că suntem o companie grecească, dar iubim Brașovul. Și pentru că acum suntem de 25 de ani în România și deja patronii noștri se consideră români. Nu ascund cu nimic că produsele de la Olympus sunt extraordinare. Eu le-am pe masă zi de zi, mulțumim frumos. Și alături de mine este partenerul meu de afaceri, doamna Alina Pauli. Mulțumesc frumos pe această cale. Elena Roșu de la Iubim Brașovul, parteneri Camera de Comerț și Industrie. Mulțumim. Bună seara, o avem lângă noi pe doamna Flavia Boghiu, viceprimar al Brașovului. Cum e din punct de vedere, să spunem așa, al politicii brașovene un asemenea eveniment de business? Cum se vede? În primul rând ne bucură să-i avem la un loc pe cei care sunt cei mai buni în business din Brașov, în această gala excelenței. Unul dintre elementele care definește această perioadă și mai ales care definește businessul este reziliența. Am reușit să trecem de o perioadă grea pentru fiecare dintre noi și cu atât mai mult pentru mediul de afaceri și ne bucură să-i vedem pe cei care, așa cum spuneam, sunt cei mai buni, pe cei care construiesc și clădesc comunitatea brașoveană. Ce proiecte are Primăria Brașov pentru a intra cumva, nu neapărat în a sprijini, ci în a fi parteneri cu mediul de business brașovean? Unul dintre aspectele cele mai importante pentru administrația brașoveană actuală este grija față de viitor, grija față de un viitor verde. Ne dorim și ne luăm angajamentul față de mediul de afaceri să punem la dispoziție infrastructura care să-i sprijine pe aceștia să treacă, să facă această tranziție spre verde și ne dorim ca la rândul lor companiile să-și ia acest angajament de a construi împreună viitorul pentru generațiile care stau să vină, un viitor sustenabil. Vă mulțumim tare mult pentru interviu și vă dorim o seară plăcută în continuare. Mulțumesc asemenea. Bună seara, o avem alături de noi pe doamna Andreea Onea de la Mapason Prod. Bine ați venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Cum e să fim prezenți aici la o gală de excelență? Suntem foarte bucuroși și onorați în același timp că am ajuns la gala din această zi, pentru că a fost o perioadă foarte grea, cred că pentru toată lumea, și ne simțim foarte bine. Dacă ar fi, să zicem așa, în două, trei cuvinte să vă prezentați oamenilor ca și companie, cum ați face-o? Cum ați vrea să vă cunoască oamenii? Aș vrea să ne cunoască oamenii ca fiind o companie 100% cu capital privat, înființată în Brașov în anul 1994. Am aniversat 25 de ani de activitate, suntem foarte mândri de acest lucru și mulțumim în primul rând echipei Mapason, fiindcă fără ei nu s-ar fi putut. Ce planuri de viitor aveți acum când se pare că putem în sfârșit, zic eu, să ne facem planuri? Avem planuri de extindere, ne dorim să ne păstrăm și chiar să ne creștem numărul de angajați și sperăm că va fi tot mai bine. Nu a fost ușor, dar va fi bine. Suntem foarte încrezători în viitor. Mulțumim tare mult și așteptăm anul viitor să ne întâlnim tot aici, să povestim despre lucruri frumoase. Și eu îmi doresc la fel.
Bună seara și bine v-am găsit la acest eveniment de excepție, premiile de excelență ale Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Cu adevărat un eveniment pe care an de an îl găsesc tot mai bogat în inspirație, pentru că vedem antreprenorii și nu doar performerii brașoveni premiați și fiecare om care urcă pe scenă și primește o recompensă la evenimentele organizate de Camera de Comerț reprezintă o mare, mare inspirație pentru mine și cred că pentru toți cei care participă și îi văd. Cu adevărat așa este. Cât de importantă considerați că este premierea excelenței în afaceri? E importantă recunoașterea, cred că în orice domeniu de activitate, orice ființă umană și cu siguranță orice antreprenor se bucură de recunoaștere, nu doar de clientul care îi recunoaște performanța, dar și de comunitatea din care face parte. Camera de Comerț și Industria Brașov cred că reușește să facă acest lucru într-un mod original, într-un mod credibil, într-un mod proaspăt. Am văzut și astăzi maniera în care fiecare invitat a fost premiat de către o personalitate care la rândul ei are până la urmă rezultate. Cred că validarea aceasta nu trebuie să vină neapărat în astfel de evenimente, dar avem nevoie să fim solidari cu cei care performează și trec peste toate aceste etape dificile și din zona mediului de business. Și atunci astfel de evenimente întăresc această solidaritate cu cei care muncesc și cei care fac profit și fac economia să se miște. Da, cu adevărat așa este. Fără ei ne-ar fi mult mai greu. Fără ei nu suntem niciunii, așa este. Așa este. Care considerați că sunt secretele companiilor care au succes și care de fapt au fost premiate în această seară? Asta trebuie să spună ei, dar cu siguranță e vorba de mult curaj, de capacitatea de a-și asuma riscuri zi de zi, pe care poate oamenii care alerg un alt traseu în viață, un traseu de a fi angajat sau de a lucra în zona publică, nu reușesc să-și-l asume. Cu siguranță e vorba și de creativitate de la rezolva problemele de zi cu zi până la te adapta la nevoile clienților și cu siguranță că e vorba până la urmă și de multă, multă, multă perseverență, pentru că cei care renunță în fața greutăților în primii ani de activitate nu ajung să fie în ipostazele pe care le-am văzut astăzi. Deci, perseverență, da. Așa este, multă muncă și perseverență. Nu știu, ei trebuie să vă dea rețeta, fiecare cu siguranță are o rețetă personalizată, da. Cu adevărat, așa este. Un gând bun pentru antreprenoriatul brașovian și nu numai, și pentru cel românesc în general. Le mulțumesc pentru reziliență. Cu siguranță în 30 de ani, doar acum în ultimii 2 ani au dovedit multă, multă reziliență. Le mulțumesc pentru faptul că au ales să investească în România și să nu plece, să folosească resursa umană românească. Și le urez sau le doresc din suflet să găsească în fiecare zi inspirația pentru a continua să creeze profit, prosperitate și până la urmă produse și servicii noi aici în Brașov și în România. Vă mulțumim mult pentru timpul acordat și o seară frumoasă vă dorim. Mulțumesc, să fie cu folos. Numai bună seara și bine v-am găsit la premiile de excelență ale Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Mulțumesc, bine v-am găsit. Muzica este foarte tare. Cu siguranță ne auzim, că avem totuși microfonul. Cât de importantă considerați că este premierea excelenței în afaceri? Cred că e important ca antreprenorii de succes să fie recunoscuți pentru că ei sunt niște modele pentru cei tineri. Și cred că aici important e cuvântul antreprenori, pentru că pentru mulți tineri carieră înseamnă un loc de muncă. Și cred că pentru mai mulți tineri trebuie să însemne o carieră antreprenorială. Adică ați face o firmă și a începe ceva pe cont propriu, nu imediat după facultate, nu înainte de facultate, dar la un moment dat în viață. Cred că asta e foarte important pentru noi, pentru Brașov și pentru România, să avem mai mulți antreprenori brașoveni. Și atunci succesul în afaceri trebuie să însemne succesul antreprenorial în afaceri și cred că asta e important de sărbătorit. Foarte bine punctat. Din experiența noastră profesională, care considerați că ar fi elementele de succes pentru a avea longevitate în antreprenoriat? Mulțumesc pentru nuanță. În antreprenoriat, în primul rând, cred că trebuie să înveți multe lecții și iarăși acum accentul e pe a învăța. Pentru că vei avea parte de lecții întotdeauna. Adică întotdeauna nu vei fi mulțumit de regimul de taxare, întotdeauna vei fi nemulțumit de cât durează să schimbi ceva la Registrul Comerțului și chiar dacă lucrurile se îmbunătățesc, vei fi în continuare nemulțumit și vei vrea ca lucrurile să fie mai bune. Pentru că ca antreprenor, în general, ești nemulțumit de ceea ce se întâmplă, vrei să faci lucrurile mai bine, vrei să oferi o soluție la problemele pe care le vezi sau să răspunzi unor oportunități. Deci, ca antreprenor trebuie să fii în permanență, de fapt, nemulțumit sau înfometat. Și dacă la un moment dat te saturi, îți trece
pornirea și nu mai ai chef de antreprenoriat. Îți vine să te lași, îți vine să aplatizezi curba de creștere, deci trebuie să fii înfometat în primul rând. Cu adevărat, așa este. Un gând bun pentru antreprenoriatul brașovean și nu numai, chiar pentru cel național. Cred că e foarte important să schimbăm câteva paradigme. Adică, dacă ne uităm la Brașov, vedem că se face mult business în turism cu o valoare adăugată scăzută. Vedem că durata de noptare este în continuare undeva pe la 2 nopți, deci turistul cheltuie la fel de puțin bani în Brașov și valoarea serviciilor sau prețul unitar este în continuare destul de scăzut față de alte destinații din România sau din Europa. Dacă ne uităm în industrie, vedem că în continuare facem subcomponente și nu componente sau nu software-ul mașinilor care sunt pe drumurile noastre, deci trebuie să creștem în zona valorii adăugate și acolo este și oportunitatea. Oportunitatea de a face poate lucruri în aceleași sectoare, dar cu mai multă valoare adăugată, cu un nivel de complexitate un pic mai mare, dar cu profituri mai mari pentru antreprenori, pentru comunitate, pentru angajați și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult și vă doresc o seară frumoasă încă. Mulțumesc! Bună seara, l-avem lângă noi pe domnul Florin Luca, director executiv al Agenției pentru IMM-uri. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Salut anii de experiență ai Camerei de Comerț și Industria României, cât și a Camerei de Comerț Brașov. Mă bucur că au reușit și anul acesta să facă acest eveniment, să ne aducă pe noi, autoritățile publice și mediul de afaceri împreună. Cum se vede, să zicem noi așa, de partea asta autorităților un asemenea eveniment? E un eveniment care încununează efortul mediului de afaceri. Din punctul meu de vedere, cred că toți sunt câștigători, indiferent că sunt aici sau nu, indiferent că vin să-și ridice premiile sau nu, cred că toți sunt câștigători pentru faptul că au reușit să supraviețuiască unui an destul de greu pentru mediul de afaceri. Trebuie să menționez că Brașov are o componentă foarte mare pentru partea de Horeca, un domeniu care a fost extrem de grav afectat de această pandemie. Cum se vede dinamica afacerilor, mediului de afaceri din Brașov, din punct de vedere al autorităților, adică unei agenții care are un ochi așa și e pe partea asta de IMM-uri? Ceea ce vreau să vă spun este faptul că mă bucur că am putut să sprijinim IMM-urile prin diverse programe de finanțare. Trebuie să vă aduc aminte că am derulat și derulăm în continuare programul Startup Nation, programul Horeca și măsurile 1 și 2 derulate de Ministerul Economiei. Pentru anul acesta am realizat plăți pentru măsurile 1 și 2. La nivelul Agenției Brașov vă pot spune doar pentru măsura 2 că am făcut plăți de peste 37 de milioane de euro. Eu cred că este o cifră destul de importantă și trebuie să spunem și ceea ce am făcut. Sunt convins că mai sunt multe lucruri de făcut, dar le luăm pas cu pas și sperăm să reușim să venim cât mai repede în sprijinul beneficiarilor. Ceva planuri pe un viitor apropiat, să spunem așa, sau proiecte pe care să le derulați în viitorul apropiat? Pot să vă spun că la acest moment derulăm schema Horeca, este în plină desfășurare, să spunem. Avem prima perioadă de înscriere a beneficiarilor, urmând ca după data de 19-20 ale lunii să intre toate cererile în perioada de evaluare și sperăm cât mai curând să putem face și plăți anul acesta deja pe această schemă. Mulțumim tare mult pentru interviu și o seară plăcută în continuare. Vă mulțumesc și eu și le doresc succes tuturor antreprenorilor și IMM-urilor din toată țara. Bună seara, mulțumim Ruslanda Coc, director executiv Dori Pesco și membru Rotary. Cum e evenimentul din seara aceasta? Cum se simte de partea aceasta a antreprenorului? Este minunat, cred că ne era dor la toți și uite-ne aici, veseli, bucuroși și mândri că suntem împreună și că am dus povestea Brașovului mai departe și am ferma convingere că nu se va opri aici. Mulțumim tare mult! Întrebarea este, de ce se implică un antreprenor în proiecte de genul Fishing for a Dream? Pentru că nu este bucurie mai mare decât aceea de a dărui bucurii. Fishing for a Dream, un proiect organizat de compania Dori Pesco în colaborare cu Rotary Kronstadt și Rotary România, a depășit cu mult limitele unui simplu concurs de pescuit. Nu a fost nici de cum despre capturi, ci despre
momente capturate, a fost despre a sprijini performanța, ne iubim cu toții țara și atunci când vrem să facem ceva, nu doar o spunem, ci acționăm în acest sens. Și m-am bucurat enorm de mult să văd că astăzi seară la Gala Premiilor Excelenței s-a continuat povestea Mihaelei Hogaș, cea pe care am susținut-o și noi prin proiectul Fishing for a Dream, și Brașovul devine unit și luptăm ca să ne ajutăm un sportiv al nostru, al Brașovului și al țării. Cum e să fii antreprenor și brașovean? Este minunat, este minunat. Eu chiar m-am întors după 7 ani de America să fiu lângă familia mea, lângă familia Doripesco, și dacă nu-mi iubeam atât de mult familia, Brașovul și țara, nu rămâneam aici. Deci chiar n-am nici cel mai mic regret și sunt fericită să trăiesc alături de ei momente care oriunde altundeva pe glob nu se pot întâlni. Eugen, dacă ai... Da, uite, am, cred că două întrebări, ca să fie mulțumim foarte mult că sunteți un partener veritabil al grupului Iubim Brașovul, și pentru asta o întrebare de suflet. De ce iubim Brașovul? Pentru că aici ne-am născut, aici am crescut, aici am văzut companiile crescând în jurul nostru și noi odată cu ele, și pentru că ne place să facem o diferență acolo unde suntem, și cred că fiecare dintre noi, dacă schimbăm cu o picătură acest frumos ocean, va deveni cu totul altfel. Ce pregătește familia Doripesco pentru mai departe? Familia Doripesco are un vizionar la bază, Dorin Crisbășan, pe care îl salutăm cu drag. Îl salutăm cu drag. Noi avem o glumă a noastră în familia Doripesco, cei 220 de angajați, spunem că ne e și frică să doarmă, pentru că el ce visează a doua zi ne pune să dezvoltăm. Este într-adevăr plin de entuziasm și dorește foarte mult să facă schimbări în permanență, iar noi cu drag îl susținem, ne completăm extraordinar de bine și ne dorim ca Brașovul să ajungă acolo sus unde merită să fie. Felicitări pentru tot ceea ce faceți, pentru tot ce înseamnă dezvoltarea voastră, pentru produs din Delta din Carpați, cum se spune, și pentru tot ce înseamnă aceste lucruri minunate. Acum câteva luni am lansat, putem să spunem, pagina minunată pe care o administrăm cu tot felul de lucruri foarte interesante, și puteți în 2 minute să ne spuneți despre proiect? Sigur, Doripesco este prima companie din România bazată pe principiile pisciculturii multifuncționale. Mai precis, închidem lanțul între producător, procesator și distribuitor la nivel național și internațional. Suntem foarte bucuroși să oferim brașovenilor și tuturor din întreaga țară un produs de cea mai proaspătă calitate. Așa este, și să știți că noi suntem mândri că sunteți alături de noi, că sunteți în Brașov, în județul Brașov, și vă invit să vedeți toate restaurantele, mai ales tot ce înseamnă zona voastră de lacuri și tot ce înseamnă zona de agrement, pentru că, într-adevăr, este o oază. Vă mulțumim foarte mult aici de la Camera de Comerț, cu mare drag, iubim toți trei, putem să spunem, Doripesco și, bineînțeles, iubim Brașov. Bună seara și bine v-am găsit la acest eveniment excepțional susținut de Camera de Comerț și Industrie Brașov. Bună seara și mulțumesc că m-ați chemat să facem acest interviu frumos pentru Brașov, fiindcă iubim Brașov. Iubim Brașovul, sigur, cu siguranță. Da. Cât de important considerați că este să premiem excelența în afaceri? Este extrem de important, fiindcă îi motivează și pe alții să bage mai multă pasiune în ceea ce fac, fiindcă excelență nu poți să atingi fără pasiune. Și atunci au modele aici și știu să le urmeze și să creăm mult mai mulți antreprenori pasionați care să ajungă la excelență. Brașovul e o destinație de excelență și avem nevoie de un antreprenoriat puternic, fiindcă numai așa putem să creștem la next level. Cu siguranță așa este. Din experiența profesională și personală, care ar fi secretele, ingredientele unui antreprenor pe perioadă lungă și totodată să aibă și succes? Muncă, muncă, pasiune, iar muncă și mai multă pasiune, și vin și rezultatele atunci. Fiindcă în momentul când faci ceva cu pasiune, nici nu-ți dai seama că muncești.
și atunci se vede. De exemplu, un bucătar foarte bun, în momentul când lucrează cu pasiune, face magie în farfurie. Și același lucru e și la antreprenorul care în meniul lui, care îl oferă clienților, îl oferă cu pasiune. Și asta e magie. Așa este, cu siguranță. Și un gând bun pentru antreprenoriatul brașovian și nu numai, pentru cel românesc în general. Păi, modelele care le-am avut aici și inovațiile care vin de la noi, chiar am fost la acel container de bere, care e senzațional și m-aș bucura la următorul Oktoberfest să-l avem ca partener, le-am și propus treaba asta, și vedem că se poate crea inovație, inovație care după aia să o promovăm în toată lumea. Fiindcă este excelent, avem oameni faini, avem oameni inteligenți și acest oameni inteligenți trebuie să rămână aici. Mediul politic trebuie să le ofere un environment, da? Un mediu propice ca să se dezvolte, să-i susțină, fiindcă până acum am văzut că ne-au plecat foarte multe creiere. Trebuie să le ținem aici, trebuie să-i aducem înapoi pe cei care au plecat, cum ești și tu, de exemplu, da? Și să-i motivăm. Și cu evenimente de genul ăsta, îi motivez, felicit Camera de Comerț că a organizat acest eveniment, dă și un semnal de restart of business, da? Care e foarte important, ca să ieșim în afară și să zicem, am trecut de greu, haide să punem mâna să reconstruim și să facem mai bine decât am făcut înainte. Prin puterea exemplului. Corect. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc frumos și mult succes și vouă cu promovarea Brașovului. Și o facem împreună. Iubim Brașovul. Iubim Brașovul. Mai mult decât pe noi însine. Seara frumoasă. Bună seara. Încă o dată vă spun, Elena Roșu de la Iubim Brașovul, partener Camera de Comerț și Industrie, avem alături pe doamna Liliana Dragomir, director executiv Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Brașov. Doamna Dragomir, spuneți-ne în seara asta, ce părere v-a făcut această întâlnire după aceste eforturi făcute cu pandemia, după câte probleme? Ce impresie v-a făcut? În primul rând am felicitat conducerea Camerei de Comerț pentru organizarea acestei gale de excelență a angajatorilor și a antreprenorilor din județul Brașov, bineînțeles cu sărbătorirea celor 170 de ani. Faptul că au participat în număr atât de mare în această seară este o dovadă că există, că doresc să-și îmbunătățească activitatea și bineînțeles să și crească ceea ce înseamnă activitatea în afaceri. Noastră, acum în ultima perioadă, a simțit un flux din ăsta, mă rog, mai crescut de cereri ceva în ultima perioadă sau... Nu, v-aș putea spune că dacă rata șomajului a scăzut de la 2,34 la 2,29 în ultima lună și nu s-au înregistrat concedieri colective, iar numărul persoanelor înregistrate la noi sunt peste 6.000 de persoane, iar numărul locurilor de muncă oferite sunt peste 1.000 de locuri, deci înseamnă că activitatea în județul Brașov este în creștere și este un lucru foarte bun pentru angajați și, bineînțeles, pentru angajatori. Vă mulțumim frumos pentru aceste informații care sunt foarte importante. Acum, ultima întrebare, de ce iubim Brașovul? Iubim Brașovul pentru că Brașovul este în centrul țării, pentru că Brașovul are frumusețea lui și, bineînțeles, că nu numai faptul că suntem noi din Brașov, dar și toată țara apreciază Brașovul pentru că este un oraș, un județ curat, cu oameni minunați și cu o cultură deosebită. Vă mulțumesc foarte frumos în seara asta. Pentru mine este o onoare. Elena Roșu, Iubim Brașovul, partener CCI în această seară. Mulțumim! CEO Grapey Valentine și fondator al Dima Consulting Group. Numele meu este Teodor Chicinean, sunt CEO la grupul de firme Cavilas Construct. Întrebarea mea o nouă, ce facem noi compania asta? Sincer, da? În primul rând am băut o bere, pentru că e foarte cald afară, 30 de grade și căutam ceva să țină și sete, de sete. Și în al doilea rând, se pare că prin amabilitatea Camerei de Comerț și Industrie am fost invitat să celebrăm încă o dată continuitate în business, continuitate în afaceri. Ce ne dorim să fie chiar continuare. Eu încă n-am reușit să beau nimic. Am fost luat direct în fața camerelor. Cred că ne bucurăm de
faptul că putem să ne vedem, să ne mai cunoaștem colaboratorii, să ne bucurăm de rezultatele fiecăruia și să prindem curaj pentru ce urmează. Eu sunt Elena Roșu, de la Brașov, suntem parteneri cu Camera de Comerț și Industrie. Nu vrem decât să ne mulțumim acestor domni că ne-am răpit 2 minute în fața paharului și să le urăm distracție plăcută. Vă mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Mulțumim și ca întotdeauna noi iubim Brașovul! Mulțumim frumos! Bună ziua, dragi telespectatori! Venim iarăși cu un nou invitat. Suntem la gala Camerei de Comerț și Industrie, gala de excelență, și l-avem alături de noi pe domnul Nancu Dumitru, director general Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Reprinderi Mici și Mijlocii. Pentru ce sunteți în seara asta aici? În primul rând am venit să felicit pe domnul președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Brașov pentru ceea ce realizează aici, cei 15 ani de, să zic, de organizare acestui eveniment arată practic spiritul antreprenorial și sprijinul Camerei de Comerț către mediul de afaceri este foarte important. De asemenea, vreau să vă spun că în numele echipei IMM Invest felicităm mediul de afaceri din Brașov. Vreau să vă spun că pe programul IMM Invest, programul cel mai mare pentru întreprindere mici și mijlocii, din județul Brașov sunt 1000 de solicitanți care au primit finanțare, iar finanțările se ridică la 600 de milioane de lei doar într-un an vorbim de accesarea acestui program, iar garanțiile la jumătate de miliard de lei. Foarte interesant. Puteți să-mi spuneți ceva de fondul de garantare, chiar dacă mi-ați mai spus ceva înainte, da. Pentru că eu vreau să dăm detalii mai multe. IMM este fondul Guvernului României, este cea mai importantă instituție financiară nebancară din România, care garantează creditele acordate de către sistemul financiar bancar. Avem 3 produse, garanțiile nume și constat, programul IMM Invest, programul Agro Invest, programul IMM Factor, IMM Leasing, și avem și nume și garanții de stat pentru persoane fizice, cum a fost programul Prima Casă, acum programul Noua Casă. Deci suntem instituția financiară a Guvernului pentru ajutorarea mediului de afaceri. Deci observ că sunt cât mai multe proiecte, că nu stă economia în loc și că noi vrem să creștem în continuare. Vă mulțumim frumos, spuneți-mi de ce iubiți Brașovul. V-am spus, sunt atras de această zonă, cu toate că sunt, să zic, din Constanța, dar am venit special aici pentru că, așa cum v-am spus, mediul de afaceri de aici este mult mai activ. Și vă dați seama, a fost o perioadă, un an de zile, în care trebuie să mulțumim și trebuie să-i premiem pe cei care au fost medici adevărați ai economiei românești. Fără cele 650.000 de companii, România nu putea fi în acest moment, să zicem așa, una din țările fruntașe la revenire economică. Vă mulțumesc frumos! Elena Roșu, vă mulțumesc! Bună seara! L-avem din nou alături de noi pe domnul Sorin Poteraș, manager general Schaeffler România. Cu ce ocazie și în seara aceasta? Păi îmi face o deosebită plăcere să particip în fiecare an la această gala excelenței, să văd colegi de-ai mei din mediul de afaceri, să văd premierea, să văd cum au evoluat, ce au mai făcut și bineînțeles să înveți și de la ceilalți foarte buni. Cum simțiți sau ce diferențe vedeți între, să spunem, mediul de afaceri ca și emoții, ca și motivație față de anul trecut? Păi, în primul rând, dacă vă uitați, cam peste noi așa pasă presiunea asta de corona. Nu ne putem desfășura încă într-o normalitate sau într-un mediu natural și automat ne punem întrebarea ce va urma, cum va fi în viitor și nu neapărat pentru noi, ci pentru firmele noastre, pentru angajații noștri și pentru, bineînțeles, pentru clienții noștri. Și atunci cu aceste gânduri te apasă un pic, nu e ca în alții ani când știai clar, asta e strategia de dezvoltare, nu are ce să se întâmple sau efectele sau cauzele sau așa sunt foarte mici și atunci o gestionezi cum trebuie. Acum trebuie să ai în vedere mai multe aspecte și să reușești să treci cu bine peste toate aceste provocări. Știm că Schaeffler România se extinde, nu atât ca și suprafață, cât și ca domeniu, de câte am înțeles. Cum e noua provocare?
Da, Șeful România s-a extins întotdeauna și continuă să se extindă, chiar dacă este criză. Noi, cum am spus și în alte dăți, ne continuăm activitatea de sau strategia, implementarea strategiei noastre de dezvoltare. Într-adevăr, mergem și în alte domenii, producem rulmenți și pentru cale ferată. Investim foarte mult și în centrul nostru R&D, centrul de dezvoltare, cercetare, dar și cel de testare. Suntem foarte bine poziționați și pe partea industria vântului cu eoliene și mai nou avem foarte multe proiecte și în zona de automotive, pentru că trebuie să ținem pasul cu electrificarea mașinilor. Și atunci trebuie să venim cu produse noi, cu tehnologii noi, bineînțeles, digitalizare, automatizare, tot ce industrie 4.0, tot ce trebuie astfel încât să fim competitivi în continuare. Să înțelegem că Șeful România rămâne motorul economiei brașovene. Sigur, asta îmi doresc și nu pe termen scurt, ci pe termen lung. Bineînțeles, vrem să fim în continuare motorul și cea mai mare fabrică din Brașov, să dăm de lucru la oameni și, bineînțeles, să contribuim la dezvoltarea orașului nostru pentru prosperitate, cum se spunea în alte timpuri. Mulțumim tare mult și vă dorim o seară cât mai plăcută în continuare. O seară frumoasă și dumneavoastră. Mulțumesc! Bună seara, l-avem lângă noi pe domnul Cosmin Roșia, director executiv Camera de Comerț și Industrie Brașov. Cum e acest eveniment? Bună seara, ne bucurăm de o lume foarte entuziastă să socializeze. Este un eveniment aniversar pentru Camera de Comerț Brașov, 170 de ani de la înființare. De asemenea, foarte multe companii sărbătoresc 30 de ani de la începerea activității. După cum știm, Registrul Comerțului a început să dea numere de ordine firmelor 91, ne aflăm în 2021 și sunt firme care, iată, la această ediție aniversează 30 de ani de activitate după Revoluție. S-a simțit lipsa de networking, lipsa de socializare. Putem spune că este un eveniment neașteptat de reușit. Lumea își dorește să facă exact acest lucru, să socializeze, să-și împărtășească problemele, să-și împărtășească oportunitățile, să discute despre această perioadă dificilă prin care am trecut și care încă nu este gata, din păcate. Dar sperăm noi ca mediul de afaceri brașovean, cu prioritățile pe care le-am punctat în această seară, cu personalitățile care le avem. Avem personalități la nivel și antreprenori, la nivel internațional, care au afaceri de miliarde de euro. Iată, este Bogdan Micu invitat printre noi, reprezentanții Fondului Național de Garantare, prin directorul general Dumitru Nancu, domnul Anastasiu și autorități locale, antreprenori de succes sunt de asemenea prezenți. Sunt exemple pentru antreprenori care au venit să se promoveze la această gală cu produse fabricate în Brașov. Avem o firmă care produce un dozator automat de bere, fabricație 100% autohtonă, un prototip funcțional la care s-a lucrat mai bine de un an de zile, dar și alte exemple de succes. Am avut o apariție a unui elicopter, o să avem o firmă de taxi aerian care a văzut o oportunitate în lipsa de drumuri în România. Și pentru oamenii de afaceri care sunt interesați de a ajunge repede din punctul A în punctul B, va exista această oportunitate și la Brașov. Și nu în ultimul rând, investiția de aici, de la Codea, de la Serenity, făcută înainte de pandemie, dar și în plină pandemie, care, iată, ușor, ușor își arată succesul. Odată cu ridicarea restricțiilor, devine din ce în ce mai cunoscută și atrage publicul larg pe evenimente, pe partea de cazare, dar și pe partea de restaurant. Deci lucrurile se mișcă, vrem să dăm aceste exemple tocmai pentru a încuraja și alți antreprenori, chiar dacă vorbim de start-up-uri, să înceapă un business într-un mediu, spunem noi, sănătos, economic în Brașov. E bine că lucrurile apar, lucrurile se mișcă și cumva ieșim din hibernarea impusă într-o formă sau alta. Ce proiecte vrea să aducă în fața mediului de business brașovean Camera de Comerț? Și dincolo de aceste proiecte, mai bine zis, ce responsabilități are Camera de Comerț față de mediul de business brașovean? În primul rând, pentru a reprezenta mediul de business, pentru a putea cere ceva de la mediul de business, trebuie să oferi. Am construit în ultima vreme pe acest principiu, să oferim ceva înainte de a cere. Avem membrii, cărora le oferim în primul rând informații. E foarte importantă informația în ziua de azi, vizibilitatea, oportunitatea de a avea parteneri de afaceri și oportunitatea de a pune față în față furnizori, producători și potențiali
clienți. Avem și proiecte, dacă discutăm de bani, proiecte prin care câștigate la concursuri de proiecte, deci Camera de Comerț este un ONG, nu avem o sursă de finanțare de la bugetul de stat și atunci trebuie să luptăm cu alte ONG-uri, respectiv să scriem proiecte pentru a putea atrage surse de finanțare. Am atras surse de finanțare pentru a lua elevi, studenți de pe băncile facultății și a liceelor din mediul teoretic și a-i trimite în stagii de practică la companii. Am atras bugete pentru mentori, pentru aceste stagii de practică și iată în prezent avem peste 7 parteneriate companii din Brașov pe 3 proiecte europene care fac acest lucru. Stagii de practică pentru elevi și studenți în companii autohtone, multinaționale. Pe lângă faptul că primesc experiență practică acești elevi și studenți, au ocazia companiile să-și recruteze forță de muncă. Și spre surprinderea noastră, aveam un indicator de 10% din studenți să fie angajați la companii. Avem companii care din 10 studenți vor să angajeze 9. Le-au făcut ofertă de angajare. E important acest tip de proiecte pentru că dă șansa companiei să cunoască în timp potențialul angajat, să vadă abilitățile lui și teoretice și practice. De asemenea, pe partea de digitalizare avem proiecte depuse în competiții de proiecte și pe partea de startup-uri, la fel pe Studentinotec, așteptăm o suplimentare de buget să începem un proiect în parteneriat cu Universitatea Transilvania. Foarte important că mediul de business brașovean găsește un partener serios în Camera de Comerț și asta este foarte important. Avem un, nu neapărat ca și partener de business, dar un partener care te ajută să progresezi în business și este un liant. Cât de important este sau cât de mult vă responsabilizează ca și Camera de Comerț în rolul ăsta de liant și de promotor al business-ului? Practic, Camera de Comerț nu se identifică cu o persoană și firmele încep să înțeleagă acest lucru. Camera de Comerț se identifică cu firmele. Ea este o umbrelă, este un brand care reprezintă aceste firme. Dacă cineva vrea să se folosească constructiv de Camera de Comerț, noi suntem deschiși și împreună cu ei creăm evenimente, oportunități și alte asemenea facilități. E foarte important să înțeleagă acest lucru și să simtă apartenența la această organizație și, mai important, și mediatizarea. Cum sunteți dumneavoastră, Iubim Brașovul și alte companii de media, să transmită informația, să creeze acest liant între companii prin intermediul lor, prin intermediul Camerei de Comerț. Mulțumim tare mult pentru timpul acordat și o seară faină în continuare. Și eu vă mulțumesc și o seară plăcută și dumneavoastră. Mulțumesc!